Ce te uiți așa? Ce-ai mai făcut de data asta? Nimic. Nu știi să minți. Dar nu mint. Chiar nu am făcut nimic. Încă. Acel încă lipsea din ecuație. Lasă-l, e tânăr, mai face și el cât o mică boacănă. Pe lângă ce prostii făceai tu? Da, dar făcând prostii am învățat eu așa multe. Uite ce înțelept sunt acum. Deci tu sugerezi să facem prostii? Tată, mai bine taci, că tu orice scoți pe gură, copiii le interpretează greșit. Nu e vina mea că nu au capacitățile intelectuale ridicate. Ca a mea. Să vezi ce te ridică până la cerul și înapoi când ți-o-i dă o palmă. Mai întâi ajută-l să se ridice de pe scaun. Bine spus, Iulian. Nu e ca și cum tu te ridici vreodată de la televizor. Da, dar eu măcar nu vorbesc prostii de față cu copiii. Nu înțeleg. Voi de ce credeți că orice urmează să fac eu, e o prostie? Nu te supăra pe mine, puile, dar tu ești foarte bine cunoscut pentru a face prostii. Ia uite, Mitica are deja reputație. Reputație de băiat rău? Oh, vă rog, e nimica toată. Ăsta nu prea se prinde de glumă. E gata! Lăsați bietul băiat să vorbească! Mulțumesc, bunico! Bun, Iulian, ce vrei? Dacă vrei să dai vina pe mine, să vezi ce mamă de bătaie îți dau. Dar cine ești tu aici ca să faci amenințări? Fratele lui mai mare. Iar eu sunt maică ta. Și dacă mai comentez vreodată, te bat eu pe tine. Iar eu sunt maică ta. Și dacă nu lași băiatul să zică ce are de zis, am eu grijă de tine. Iulian, aș vrea să mă ajut cu ceva. Cu ce te poate ajuta nătăflețul de Iulian? Știți vorba aia, că două capete sunt mai bune decât unul. Da. Dar în cazul ăsta, 0 plus 0, tot 0 fac. Mitică, sigur nu mă confuz cu cineva? Sunt sigur. Oh, bine atunci, să auzim propunerea ta. Pregătește-te, chiar nu te așteptai la așa ceva. Spui odată. Iulian, vreau să mă ajut să devin gamer. Ce e ăla? Gamer, bunicule. Ah, păi și ce face caimarul ăsta? Se joacă jocuri. Și eu care am crezut că o să faci ceva cu viața ta. Da, văd că tot pe jocuri răsești ca asta. Da, să fii gamer e super cool. Chiar că pare foarte interesant să stai atâtea ore în fața calculatorului. Sunt sigur că atragi multe fete așa. Chiar o faci. Nu mai râde, Iulian are dreptate. Oh, tinerii ăștia, așa nechipzuiți. Și hai să vă zic, se fac și bani. Ah, mă lași, de unde până unde? Ia auzi-mă, păi trebuia să mă fac gamer. Hai și tu, tată, nu-i niciodată prea târziu. Aș vrea și eu, dar... Uite de asta. Nu-ți face griji, tati. Mă fac eu gamer în locul tău. Așa te vreau, fiule. Fă-mă mândru de tine. Deci, Iulian, ce trebuie să fac? Păi, în primul rând, îți trebuie un setup de gaming. Ce e ăla? Un setup conține mai multe lucruri. Te duce capul ăla măcar să le enumeri? Când vine vorba de gaming, Iulian e primul, crede-mă. Ne tocea creierii cu jocurile de când era mic. Da, toată ziua se auzeau numai zgomote de împușcături prin casă. Nici nu puteam să mă uit la meci liniștit la cât de zgomot era. El este motivul pentru care ați vorbit bunicul vostru. Ce-ai zis? Vorbeam despre jocurile lui Iulian de împușcături. Aaa, gata. Îmi amintesc ce drăguț era. Am crescut un mic soldățel. Da, și apoi soldățelul a devenit o putoare. Tu ești o putoare, nu așa mare ca tine. Îmi spui odată, te rog, ce e un setup de gaming? Păi setup-ul de gaming este practic biroul, mouse-ul, tastatura, monitorul și unitatea de gaming. Ce tare! Mami, îmi iei și mie? Ia-ți gândurile de la așa ceva. Ah, da, și să nu uităm. Uimește-mă, ce-ai uitat? Îți mai trebuie un scaun de gaming. Chiar trebuie așa ceva? Cum s-a ajuns să ai nevoie de un scaun ca să te joci? Dar mami, ăsta nu e orice scaun, e de gaming. Dar în picioare ce are? Cum să joci bunico din picioare? Un gamer trebuie să stea frumos, jos, relaxat când se joacă. Dacă nu vreți voi scaunul, dați-mi-l mie. Oricum, mă cam doare spatele de la asta. Ia vezi-ți mă de treabă. Cu ce e mai bun ăla decât un de-asta normal? Păi, ăsta de gaming e mai moale și se reglează și înălțimea în funcție de înălțimea ta. Unele îți fac și masaj. Ia auzi, păi mi-ar trebui un masaj la spate, ca să-l pun în funcțiune iar. Să știți că și mie mi-ar prinde bine un masaj pe spate. Ție ți-ar trebui un masaj pe cap, ca să spui creierul în mișcare, că s-a pus praf pe el de când nu l-ai mai folosit. Deci îl luați în setup de gaming? Desigur, fiule. Nu îi luăm nimic. Îmi pare rău, fiule, ei șefa. Da-ți dau o înghețată dacă vrei. Nu vreau înghețată, vreau un calculator de gaming. Wow, Mitica a refuzat înghețată. Nu pot să cred, asta e ocazie rară, dați-i tot ce vrea, că acum refuză. Nu dau eu atâția bani, doar ca să ai altă metodă de a-ți pierde timpul. Nu e corect. Cerele bunicilor. Bunicule? Bunico? Îmi pare rău, i-am lăsat banii pe cealaltă planetă. Planeta? Da. Cred că am început să aud lucruri. Dar tu, bunicule? Bunicule? Ce e? Ai bani? Sigur, stai să mă uit.
Aha, am găsit! Yeah! Uite aici ce bogăție! Ce mai e și ăla? Probabil un cec de 1.000.000 de euro. Eu zic să nu te entuziasmezi atât. Este mai valoros de atât. 2.000.000 de euro? Chiar și mai și. 3.000.000? Mai mult decât toți banii din lume. Ceva e putred la mijloc. Da, tu. Serios vorbind acum. Tata cred că are dreptate. Ce comoară să fie ascuns bunicul până acum? Comoara comorilor, băi? Nici pirații din Caraibe nu mai pot pune mâna pe ea. Dacă o fi așa, poate putem să achiziționăm și noi o casă mai mare. Perfect! Ură să stăm înghesuiți aici toți. Exact. Nu vreau să-l mai aud pe tata cum vorbește cu televizorul toată ziua. Cum mă, nu s-a marcat, mă? A fost gol la toată ziua. Sau cu bunicul care sfărăie. Ha! Credeai că m-a prins dormind? Ha! Nu și de data asta. Până la urmă, stai de vorbă cu un veteran. Da, bine. Cum spui tu? Mie îmi place să fim noi toți împreună. Pe bune? Nu te simți niciodată prea înghesuit? Cum să fie mă asta înghesuit? Pe vremea mea... Zi-le-o tata ce ai acolo. Bine, nu mai imagina tata. Aici am... un bilet... de tramvai. Dar nu orice bilet de tramvai, ci un bilet din... Din? 1960. Da, am avut și noi speranțe. Ce tu spui acolo? E valoros? Unde mai găsești tu așa ceva ca să iei? Bunicule, nu cred că mai vrea cineva să ia așa ceva. Aproape mi-ai dat un atac de inimă. Și eu care am crezut că ai ținut în toți anii o bogăție acolo. Păi, Mitică, îmi pare rău, dar nu primești setup de gaming. Nu putem să vedem tancul bunicului. Nici gând. Nu vă atingeți de perla mea. Îți iubești mai mult tancul decât nepoții. În cazul ăsta, vei folosi calculatorul lui Iulian. Ce? Yes! Dar pe mine nu mă întrebă nimeni? Crezi că poți negocia cu un copil hiperenergic de 7 ani? Te rog! Nu mai face fața aia de cățeluș trist, că tot urât ești. Bine zis! Hai, Iulian, cu ce te-am supărat eu vreodată? Aș începe să-i număr pe deget fiecare dată când m-ai supărat tu, dar sincer, am cam prea puține degete. Dar ce? Numai pe degete și să numeri? am vrut să zic ca o metaforă așa, dar că nu se prinde nimeni. Lasă-te de metafore, nu ți se potrivește rolul de intelectual. Ziceți deșteaptă familiei. Iulian? Ce e? Deci mă lași la calculatorul tău? Fie... cum vrei tu. Super! Ce drăguț! Deci pot să mă joc acum? Oh, stai așa, ești încă novice. A? Păi și ce trebuie să fac ca să avansez? Păi mai întâi tu trebuie să înveți cum se joacă. Păi și cum să învăț să mă joc dacă tu nu mă lași să mă joc? Uite-te pe YouTube, acolo să-i vezi și pe alții cum se joacă și înveți. Ce se întâmplă acolo pe YouTube? Păi filmezi în timp ce te joci și după pui pe platformă. Pe YouTube? Exact! Vă așteptăm pe canalul de gaming. Link-ul este în descriere. Îl voi accesa chiar acum ca să mă uit. Păi cum adică? Nu-l lasă să se joace? Cum să învețe el altfel? Taci! Nu-i mai dea motive să-și pună labele murdare pe tastatura mea. Sunt de acord cu sora ta. Ca să învețe, ar trebui să-l lasă să experimenteze. Te urăsc. Deci nu mă lași? Nu. Bine, o luăm mai ușor. Dacă nu-l lași, te dau afară din casă. Bine, te las. Ia. Și ce fac acum? Te descurci tu singur. Dar ai promis că mă ajuți. Ești așa de enervant. Măcar acum știi cum e să-l ai pe Mitică toată ziua pe capul tău. Ajută-l și tu pe el, că e mic și nu știe. Bine, atunci fii atent. În primul rând folosește WASD ca să te miști. Asta dacă știi care sunt alea. Wow, chiar funcționează. Păi normal, geniule. Ia auzi mă, ești vrăjitorie. Să te miști din litere? Doamne, eu n-am mai auzit așa ceva. Și cum sar? Space. E tasta aia mare. Merge! Ai de gând să te minunezi de fiecare dată când apeși o tastă? Și cum fac să trag cu pușca? Ai nevoie de mouse. Taci, nu-i mai spune. Dă-mi și mouse-ul. Nici gând, nu ți-l dau. Dă mouse-ul sau țip? Țipă cât vrei. Nu, te rog, cruță-mi urechile. Până nu-mi dă mouse-ul, nu. Dă mie tastatura, te rezolv eu. Ia. Gata. Poftim! Ce-ai făcut?
Am modificat ca să poți să tragi din tastatură, fără mouse. Ce tare! Mulțumesc! Hei! Tu ai inversat butoanele! Ce fraier ești, mă! Tu nu ai încredere? Dă tastatura aici! Uite aici, ți-am făcut eu tastele ca să poți să tragi pe tastatură. Ia! Mulțumesc! Orice ca să nu-ți mai iau o gură. Ia uzi aici! Ce avansați au ajuns tinerii ăștia! Până și Iulian se descurcă la calculatoare? Eu care credeam că nu-i bun de nimic. Măcar la poată lui pe Mitică. Păi și cum arunc eu grenadă? Lasă o baltă, mi-ai făcut capul varză cu atâtea întrebări. Descurcă-te singur. Ce te joci acolo? Ce? Abia te-am lăsat să te joci la calculator și acum vrei telefonul? Lasă-mă, joacă-te acolo. Păi m-am plictisit, eu vreau și pe telefon. Ai impresia că scopul tău e să mă enervezi pe mine, nu să devii gamer? Dă-i telefonul să se joace și el. De ce? Pentru că e mai mic și pentru că așa zic eu. Mereu trebuie să fie desconsiderat fratele mai mare și ăla micul să câștige mereu? Îi dai odată telefonul? Ia odată. Acum dacă mă întorc să mă joc la calculator, ce, o să vrei calculatorul înapoi? Fii drăguț cu fratele tău. Ce mișto e jocul ăsta. Ha, mă bucur că-ți place. Firai tu să fii de măgar. Iată și mie să mă uit. Poftim. Ce sunt maimuțele astea aici? Maimuțe? Ce maimuțe? Așa spun bătrânii la tot ce se află în telefonul tinerilor. Chiar dacă nu știu despre ce este vorba. Poftim? Lasă baltă. Pe vremea mea erau mai ușoare jocurile. Păi da, pentru că singurele jocuri pe care le-ai jucat erau rebusurile din ziare. Ce-l ții doar pentru tine, femeie? Dă-mi și mie să mă joc. Ia-mi. Cu ce e jocul ăsta? E cu împușcături? Atunci o să demolez în amicii. Mă pricep la asta. Vezi să nu te demolez eu mai întâi pe tine. Ce s-a întâmplat? De ce s-a făcut ecranul negru? Ai închis telefonul. Ce-i porcăria asta? Voi vă pricepeți mai bine. Ia, luați asta. Ia de-l încoace. E albă. Nu înțeleg nimic. Poate că nu te duce capul. Dar jocuri cu fotbal nu aveți? Nu am. Păi și de ce nu instalezi unul? Păi dacă am avea PlayStation, am putea să luăm în FIFA să ne jucăm pe televizor. Și ce te oprește? Faptul că nu am PlayStation? Ok, bine, hai să punem toți bani să-i luăm unul. Ia-o-ți repede la tine. PlayStation ți-ar de ție. Noi murim aici de foame și tu vrei să bagi bani în jocuri? Hai te rog frumos, nu e orice joc, e FIFA. Fie ce-o fi, noi nu cumpărăm așa ceva. Dacă ai fi jucat și tu măcar o singură dată un joc, ai fi înțeles de ce ne dorim un PlayStation. A, da? Ia dă-mi coace telefonul. Ia. Yes, am câștigat. Ce? Așa repede? E imposibil. Privește aici. Chiar ai câștigat. Ești mai bună decât mine. Nu vă îndoiți niciodată de puterea unei mame. Cât de greu poate fi? Vreau să încerc și eu. Nu, dar păi te dau lui Mitică telefonul și tu vrei să-l dau ție? Iulian, dă-i telefonul sau ești pedepsit. Dar dacă mi-i instalează virus? Am spus să-i-l dai. Ia. Da, deja m-am plictisit. Ia-l înapoi. Ce te uiți așa la el? Nu i-am făcut nimic. N-am încredere în tine. A fost așa anost că deja e prea varză jocul ca să-i mai fac eu ceva. Dacă spui tu, bine. Până la urmă, faza cu jocurile nu e așa rea. Ar trebui să ne facem toți gameri. Fisez? Să mă ciupească cineva. Te ciupesc eu. Nu te atinge tu de mine. Cumva mama este pentru prima oară de acord cu jocurile? Păi, deja sunt bună. Deci nu mai am nevoie de pregătire. Și în plus, ai zis că aduce bani. Deci... Bani ca să luăm un PlayStation să ne jucăm FIFA. Da, și să participăm la concursuri sau, mă rog, cum se numesc alea. Campionate. Scoate-ți prostiile din cap. Ești femeie măritată. Ce te mai interesează pe tine jocurile astea? Ai și copii, draga mea. Și copii. Păi da, măi, mamă, dar nu vezi că se câștigă bani? Are dreptate. Nu o să trebuiască să mai stăm în dăpărătura asta. O să-mi ia și mie un scaun de gaming, nu? Dar tu cumva nu vrei să te bagi în campionate de-astea? M-aș băga, dar sunt prea bun și îi fac praf pe toți. Ești bun la mințit. Iulian, am să zic ceva. Ce e Mitică? Cât timp tu nu erai atent, ți-am vândut skin-urile pe CSGO. Ce-ai făcut?